Salut și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să vă povestesc despre câteva parfumuri care miros a bronz din colecția mea. Am cred că vreo 6, pentru că da, nici din astea nu am foarte multe. Și m-am gândit să vi le arăt așa și să vă și expun de ce cred eu că sunt potrivite pentru perioada asta. Bine, în afara faptului că miros a bronz și că mirosul propriu zis asta semnifică. Și înainte să intru în clip, mă gândeam să vă întreb, cred că o să schimb zilele în care o să postez. E posibil să păstrez doar o zi, m-am gândit să nu mai fie sâmbătă, să fie duminica, în funcție de cum ziceți voi. M-am și uitat pe statistici și într-adevăr și sâmbătă, dar și duminica ar fi ok în funcție de cum se uită lumea. Le mai verific și eu statisticile alea din când în când, adevărul e că am rămas un pic în aer, nu prea am mai verificat. Și am să vă întreb că inițial am vrut joia și duminica, dar să păstrez miercurea și duminica în funcție de cum pot. Nu știu dacă o să mai pot posta o perioadă de timp chiar de două ori pe săptămână, cum aș vrea. Mi s-au aglomerat niște treburi, am o perioadă foarte aglomerată și văd că nu se întrevede nicio liniște pentru mine la orizont în momentul de față. Însă nu o să dispar să nu postez cu lunile, cu săptămânile sau cu lunile, nu. Doar că în funcție de timpul pe care l-am și cât de liber o să postez de două ori sau o dată pe săptămână. Și de asta să vă întreb cum vii mai ușor, miercurea și duminica sau să las tot așa miercurea și sâmbăta? Că am zis că e mai ok, ați văzut că și săptămâna trecută am avut postat joia și duminica, dar asta din pur simplu fapt că nu am avut când. Aveam clipurile filmate, n-am avut când să le editez. Pur și simplu așa au fost. Și cu oboseala acumulată la pachet nu mi-a mai stat gândul sincer să fiu să postez, dar și mi-a crescut bretonul, mă enervează, abia aștept să mă duc să mi-l tund. Așa, doi la mână, am vrut să vă mulțumesc pentru mesajele frumoase pe care mi le-ați lăsat, să mă felicitați pentru cei 3000 de abonați. Am fost așa cu capul în ori, nu din aroganță, că eu nu am observat. Nu știu când s-a întâmplat minunea asta și am zis că e frumos să vin să vă și mulțumesc așa pe viu, între ghilimele. Pur și simplu v-am zis, nu din aroganță, pur și simplu eu nu am realizat. Am avut și am o perioadă extrem de aglomerată, cu o grămadă de mici problemuțe, mai mici sau mai mari, și vă dați seama că nu, cred că nu am realizat. Dar în orice caz, eu mă bucur foarte mult și așa mi se pare foarte mare cifra asta, nu visam vreodată să fac atâți abonați și de asta vreau să zic, să vă spun că vă mulțumesc. Mă gândeam să fac și un giveaway, nu pot să garantez sau să promit. Nu știu cât de repede aș putea să-l fac, pentru că oricum urmează să îmi iau concediu, voi fi plecată, nici nu voi, atunci chiar că perioada aia, o săptămână, cât nu o să fiu prin zonă, nu o să postez clipuri. Aș putea, pentru că le-am filmate, de exemplu, și să le editez și doar să le programez. Dar cred, vreau doar un pic așa să nu fac treaba asta, doar un pic, m-am gândit eu, nu că e un stres mare, pentru că e o plăcere ce fac, să fac YouTube-ul. Da, deci eu încep să fac un clip și vorbesc despre altceva, da, în fine. Doar că simt nevoia asta de pauză, o săptămână de pauză cred că este suficient și mi-ar prinde bine. Sper să nu par cumva pe cameră nearanjată sau cu machiajul scurs. Nici măcar n-am mai venit cu un pic de pudră să retușez, deci cum arată fața mea exact de azi dimineață. Sper să nu... O să văd eu la editare cum arată. Sper să arate normal, decent. Da, și cred că asta, cam asta am vrut să vă spun. Și hai să intru în clip și să vă arăt. O să încep prima oară cu unul de care sunt efectiv îndrăgostit. Efectiv, da. Pur și simplu sunt îndrăgostită. Și anume Jean-Paul Gaultier. Label Paradise Garden. E varianta de 50 ml. Apropo, mai vă recomand să vă luați, dacă o nimeriți la reducere, varianta la 50 ml, ca să aveți și detaliul ăsta, pentru că cea de 30 ml nu are. Și sticla arată sec așa, fără detaliul ăsta frumos aici. Dacă vă întrebați ce se aude, are un șurubel care oprește, deci nu pot să pulverizez pentru că e un șurubel. E un opritor, o chestie care blochează pulverizatorul. Foarte ingenioasă treaba asta. Măi, deci miroase divin. Îmi place, m-am îndrăgostit de el. Miroase a bronz. Ăsta iară mi se pare așa potrivit pe o piele a la Jennifer Lopez. Lăsând la o parte faptul că nu este idolul meu. Adică eu nu am idol gen acest tip de femei sau vedete. Am depășit de mult faza asta.
nu mă impresionează nimic la vedete, din punctul meu de vedere sunt niște oameni normali, care printr-un, nu știu, un joc al sorții, au ajuns să fie foarte cunoscuți. Foarte bine, bravo lor, nicio problemă. Doar că, în momentul de față, nu am absolut niciun idol. Sunt femei și, na, și bărbați și așa, sau actori, actrițe, de exemplu, pe care le admir și îmi plac foarte mult, dar nu sunt la punctul ăla să fiu o divă, să-mi doresc să fiu ca ea. Nu, eu vreau să fiu cum sunt eu, cum sunt ca mine. În momentul de față sunt mulțumită cum sunt eu. Da, și asta, ca să intrăm înapoi în discuție, să nu mai tot lungesc. Jean-Paul Gaultier, la Belle Paradise Garden, cred că v-am mai spus eu că mie miroase ananas, n-are nicio treabă. Și Noa Vanille, a flor de tiare, cred că și are flor de tiare, dacă mi-aduc bine aminte. Deși are și vanilie în el, dar culmea, nu mi se pare vanila neapărat. Oricum e minunat, îmi place foarte mult, deja am folosit destul de mult din el. Eu l-am numit la un preț foarte bun, la 50 de mililitri, mi l-am luat de la Marionoc cu vreo 30% reducere. Și era la, nu știu, vreo 600 și ceva și am dat, nu mai știu, în jur de 440, parcă. În jur, cam pe acolo era prețul la 50 de mililitri. Și de-aia vă zic, dacă îl găsiți la un preț mai decent și mai bun decât ăsta, luați varianta de 50 de mililitri și pentru detaliul ăsta, pentru că fără ăsta, nu, îi seacă. Nu înțeleg de ce au făcut numai la variantele astea un pic mai mari, dar, na, ei știu. Apoi, un alt parfum pe care, tot așa, de care m-am îndrăgostit și pe care abia am așteptat să-l iau, Olympia Nuantans. Vai că-mi scapă. Solar. Cred că e o variantă, după cum am simțit-o eu, care duce un pic spre Antans, Olympia Antans, doar că se îndepărtează un pic de Olympia original. Nu foarte mult. De exemplu, Olympia Floral n-are nicio treabă cu Olympia Clasic. Ăsta are ceva acolo, doar că are florile alea de tiare, are și ceva note acvatice și cred că și un pic de sare. Miroase foarte bine. E pur și simplu solar. Nu știu, miroase a soare, nu știu exact cum să zic. E așa fierbinte, se așează foarte frumos pe piele. Are o persistență bună, eu sunt mulțumită de persistența lui. Te învăluie. Acum, ce vă arăt acum dintre parfumurile astea despre care zic eu că miros a bronz, să știți că se aseamănă între ele. Pentru că, în general, notele astea cam au, și cred că are și ceva apă de cocos, că astea în principal ce v-am arătat până acum au ca și notă predominantă apa de cocos, pe care eu o iubesc. Și atunci cam seamănă între ele. Nu foarte tare, dar poți să îți dai seama că au ceva în comun și că, într-adevăr, pot fi clasificate ca parfumuri potrivite pentru perioada asta caldă, pentru bronz. Doamne, atât îmi place de mult. Am și folosit din el, dar normal că i-am stricat un pic căpăcelul ca de obicei. Atât am deschis și am desfăcut sticluța până i-am stricat căpăcelul. Îmi place și sticla, cum arată, cu detaliile astea așa ieșite în relief. Foarte frumoasă, foarte frumoasă sticluța. Ca și la Olympia, la Olympia original, v-am zis, îmi plac ambele. Singurele parfumuri reușite de Paco Rabanne. Singurele. Nu puteam să nu menționez Alien Goddess de la Mugler, pentru că, ce să vezi, vai ce bine miroase, apă de cocos, vanilie, are și ceva note lemnoase, doar că nu le simt, dar apa de cocos și vanilia astea sunt predominante și florile de tiare, cred că soarele un pic cam bate în sticluță, nu știu cum să fac să se vadă așa mai bine, eu mai am cam mai puțin de jumătate oricum, cam un sfert, dacă pot să zic așa. Nu știu dacă se vede din parfum. Nu știu dacă o să-l termin sau nu, pentru că din tot ce mi-am propus să termin nu se realizează. Mă îndoiesc că o să se realizeze. Dar, v-am zis, și asta e la fel foarte potrivit pentru perioada călduroasă. Nu-l văd deloc. Eu de-aia l-am introdus la categoria asta, pentru că eu nu-l văd pentru perioada rece, pentru toamnă, nici atât, pentru că e exprimă soare, senzualitate, nu știu, costum de baie, tot ce vrei. V-am zis, la fel, ca și femeile gen, nu știu, ca femeile ca și Jennifer Lopez sau nu știu, altele, uite că asta e singura care îmi vine în cap, Nicole Scherzinger, de exemplu, iar una care îmi vine în cap, care la fel mi se pare o femeie și foarte frumoasă și care e și seducătoare, mă rog, dacă e frumoasă, logic, că trebuie să aibă și ceva seducător sau de fapt poți să fii doar frumos și să n-ai
nu știu, să-ți lipsească acel flair, nu știu. Da, îmi place parfumul, îl port, e persistent. Ăsta îmi place mult mai mult, am testat și varianta intensă, care știu că v-am spus, cred că am mai menționat-o eu, că să nu dați banii pentru că e doar o chestie extraordinar de dulce în care nu distingi nimic și pur și simplu atât, miroși, dar nu știa ce miroși, pentru că nu distingi absolut niciodată, e, nu știu, numai zahăr cu caramel, cu vată de zahăr și ce-or mai pus pe acolo, bomboane, n-are nicio treabă. În schimb ăsta se deosebesc notele, e persistent, e învăluitor, e sexy. Da, și nu cred că l-am introdus așa, la categoria parfumul sexy, nu cred că l-am introdus. Brazilian Crush, ăsta cu fistic și cu caramel sărat, 62. Eu o să am o problemă cu cuvântul fistic. Pistachio, mie îmi vine să zic pistachio, nu știu de ce. Chiar mi-ați spus una din voi în comentarii, Daniela, apropo, te pup, dacă te uiți la clipul ăsta, să-mi spuneți când greșesc la unele pronunția, pentru că ori nu-mi dau seama, ori, nu știu, eu de obicei când se întâmplă să zic poate greșit o pronunție, pentru că în capul meu așa sună bine. Și pistachio, deși pistachio e logic, cu, nu știu, o să mă mai intereseze cum se pronunță oricum. În fine. Da, are fistic și caramel sărat, miroase foarte bine. Are o persistență, na, o, două, trei ore acolo poți să scoți, nu știu dacă poți să scoți patru ore amărâte cu el, poate numai dacă vă dați cu loțiune de corp și așa să-i prelungiți oarecum aroma. Dar altfel eu nu știu dacă puteți să scoateți din el altceva. Eu vreau să-l iau cu mine în concediu pentru că e exact ce trebuie. Nu-mi trebuie cine știe ce persistență, n-am nevoie să miros de la o poștă. Oricum, în general, nu prea vreau eu să miros de la o poștă. Pur și simplu vreau să mă duc să mă relaxez și să mă destresez, să mă bucur de perioada asta și cred că totuși ăsta, adică totuși ăsta, mai mult ca sigur va intra în bagajul meu. Monoi de la Yves Rocher, nu cred că vă mai mirați. Doamne, ce bine miroase. Îmi place atât de mult, se simte cocosul în el. Deci are un cocos și o floare de tiară, pentru că e așa un pic floral, dar nu-i floralul ăla, nu știu, să zici că simți o iasomie, care bineînțeles că n-are iasomie, sau, nu știu, tuberoză, trandafir. Nu. Are un floral, dar asociat cu perioada asta de bronz. Mie îmi place tare, tare mult. E și un pic mai cremos. Îmi place că în momentul, adică cremos, așa e ca untul, nu știu cum să zic. În momentul în care îl aplic pe piele, zici cam așa un unt de corp, dar foarte, foarte alunecos. E o textură, așa mi se pare, pe piele, între ulei și unt, undeva pe acolo. Da, n-are nicio logică, dar eu așa îl percep. Nu putea să n-apară și anul acesta. Încă e varianta aia veche, vreau să o iau și cealaltă, că am văzut că este, se găsește pe site-ul celor de la Yves Rocher. O să o iau cândva, dar să mai termin din ele. Măcar ăsta să-l termin cât de cât. Și ultimul, despre care nu cred că am menționat, o să fie, apară, abia acum o să apară, și de care m-am îndrăgostit, îmi place extraordinar de mult. Mi-am și dorit de la brandul ăsta să am un parfum, și anume Coco Vanille de la Mancera. Ăsta miroase foarte mult, duce foarte mult ca și miros cu Yves Rocher Monoi. Diferența este că ăla, în ăsta se simte foarte mult vanilia în amestec cu cocosul. Acolo e doar cocos cu floare de tiare. Și ăsta are floare de tiare, dar se simte vanilia foarte, foarte bine. Nu pot să vă spun cât de mult îmi place parfumul. Are o persistență bună. Am primit complimente pentru el de câte ori îl port. E o plăcere și e de vară. Ăsta clar, numai vara, nu-l văd purtat în niciun caz. Nu pot să miroși a cocos iarna sau înainte de Crăciun mai ales, că nu, chiar nu se îmbină deloc. Miroase așa parcă prăjituri. E foarte, foarte reușit parfumul. Mie îmi place foarte mult. Acum depinde dacă vă plac parfumurile gurmande, atunci da. Doar că diferența ar fi că ăsta, fiind, chiar dacă este gurmand, nu-mi dă greață. Deci sunt multe parfumuri gurmande care chiar dau și greață, dar ăsta, culmea, nu. Chiar nu-i dătător de greață deloc.
E dulce, e sexy, e învăluitor, face să te bine dispune și pe tine și pe cei din jurul tău. V-a zis, toată lumea m-a întrebat ce port. O să urmez iar un clip cu cele mai complimentate parfumuri, dar asta v-a zis-o probabil la începutul anului viitor sau poate cel mai devreme prin decembrie. Eu în general fac genul ăsta de clipuri atunci când să fac ca o retrospectivă a anului respectiv. O retrospectivă a anului respectiv. Da. O retrospectivă a anului 2024, cum ar veni acum. Da, văd, eu mă mai gândesc până atunci că timp mai este berechet. Da, Coco Vanille de la Mancera. Eu l-am luat de pe Coco, apropo, dacă vreți să luați, pentru că n-aveți ce să vă apropiați de Obsentum sau Botic, deși nu știu dacă acolo se găsește. Știu sigur că se găsește în Obsentum. Prețurile sunt enorme. Și ăsta e la 120 de ml și l-am luat de pe Coco la un preț foarte, foarte bun. Și acestea au fost cele 6 parfumuri, că sunt 6, pe care am vrut să vi le arăt, că sunt potrivite pentru dacă sunteți bronzate sau dacă urmează să vă bronzați sau și dacă nu mergeți undeva să vă bronzați, dar folosiți, nu știu, poate vreți să vă dați cu ceva mai, să vă facă să păreți bronzate, în fine, fiecare știe cum. Cam astea au fost alegerile mele și așa nu cred că aveam ce să vă mai arăt altceva din colecția mea, pentru că nu am altele. Astea sunt cele care mie mi se par că se potrivesc foarte bine, pentru că miros, cum am mai spus, a soare. Cred că e cea mai simplă definiție pe care pot să o dau în momentul de față pentru astfel de parfumuri. Da, și acesta a fost clipul. Puteți să-mi lăsați în comentarii voi ce parfumuri solare. Chiar puteți să-mi dați sugestii, că sunt deschisă la sugestii. Cine știe cu ce mai îmbogățesc eu colecția, chiar dacă n-ar mai fi cazul. În momentul de față chiar nu cred că e cazul, dar nu-mi strică niște sugestii în plus acolo. Da. Și acesta este clipul. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!